Și se vine din Occident și România pentru a avea locuri de muncă, mai ales în sate. Infrastructura să fie dezvoltată, drumuri, apă trasă, canalizare, ajutor cu pensiile și leacurile pentru bolnavi și ajutor cu combustibile pentru încălzire sate. Ați fi de acord semnați așa o scrisoare să o trimitem în România? Da, dar numai nu știu cu atât împrumut și împrumut și la noi corupția pânteți de acolo deu, dar ei pun în buzunar și rămânem numai cu datoriile. Da, da, desigur, însă semnez, dar... Nu știu, ceva am așteptat. Credeți că, da, astea nu sunt împrumute, asta este vorba despre ajutoare umanitare și pentru grădinițe, pentru copii. Că am crezut, așa am fost cu, că să vie în pasul împrunte cu Maia Sandu, da, suntem mulțumiți de ce aici face Maia Sandu, dar cam pasul cam nu chiar. Deci, Maia Sandu se bazează foarte tare pe ajutoare care vin din Occident. Da, e clar lucru, da. Ceea ce Dodon nu prea făcea, eu mai, nu căuta... Dodon s-ar duce, l-a duc să la Rusia, la... Da, da. Nu stai pe la noi, dar nu știu ce va fi mai departe la anul. Cam lumea s-a dezamăgit tare, eu la noi în sat, eu sunt membru partidul PAS. Și lumea, nu, dacă e ca acum cu la alegeri, cu consilieri de locali n-am avut de la PAS, dar raionali. Ați candidat dumneavoastră? Nu, nu, dar foarte puțin. Dar aici majoritatea votează socialiștii, nu? Da, desigur, acum socialiștii, unii și primari de la socialiști. Dar la legile parlamentare noi am fost cu PAS-ul, am câștigat. Sigur. Dar acum așa lumea s-o merg cu steluța în frunte așa și de cândva, că la noi au rămas cine? Pensionerii au rămas în sat, cei care au fost cândva cu Sovietski Soyuz. Corect. Și tineretul noi și mulți n-au ieșit, s-au dezamăgit și mulți n-au ieșit la lege. Și asta. Mulțumesc. Dumneavoastră ați călătorit în România? Știți ceva despre România? Am călătorit în România pe anii 90 atunci când ne ducem și acum n-am fost eu. Am fost mai mult aici pe loc, dar am fost în Italia cu 2 ani în urmă și am traversat toată România. Frumos, frumos. Aveți cetățenie română? Nu, nu, din păcate nu. Am strâns tot pachetul de documente și... Nu ați mers la departe. Știți cum? Că ea s-ară cu o verișoară de-a mea, sfătuiam și e se râde de mine. Și așa mentalitate. Tot tragem nădejdea că a să ne unim cu România și n-ai să mai trebuiască de cheltuit bani să facă cetățenie română. Punem speranță pe politicieni, dar ei nu fac treaba, nici pasul. Care are majoritate 60% nu face pas. Fiecare pentru dânși, pentru buzunarul lui, așa ne-am convins. Poate în viitor mai cresc tineretul, mai oleacă mintea, oleacă altfel și poate... Da. Totuși, știți că există corupția absolută, corupe total, absolut, cum se spune în engleză. Și e posibil că chiar dacă tineretul alege pro-european, pro-român, cum ar fi fost pasul acum 4 ani, eu nu înțeleg de ce n-au făcut ei unirea. Asta nu înțeleg. Dacă ei, mai asta în doar cetățenie română, se consideră româncă, de ce nu promovează ea unirea? Cred că dacă ar fi fost unirea și pensii românești de 2 ori mai mari, de salarii românești, ar fi o altă rezultate la alegeri. La noi bătrânii ce spun? Că prețurile sunt europene, dar salariile și pensiile... Sunt moldovenești, da. Păi, un lucru. De fapt, ies și s-au dezamăgit și nu mai vreau. Da. Bine, vă mulțumesc.